Sfântul Martin și Ursulețul, o poveste de Antoni Schneider și Maia Dusikova. Ursulețul nu putea să doarmă. Am picioarele reci. Pot să vin în patul tău, Marina? Niciun răspuns. Marina, unde ești? A strigat ursulețul de pluș, a sărit din pătuț și s-a uitat de jur împrejurul încăperii. Marina nu era acolo. Ursulețul a alergat la fereastră și s-a uitat afară. A văzut luminițe, multe luminițe. Treceau pe lângă casă ca niște steluțe. Acolo, în mulțime, era Marina. Ursulețul a deschis fereastra și i-a auzit pe copii cântând. Noi mergem cu lampioanele, lampioanele merg cu noi, sus în cer strălucesc stelele, jos pe pământ strălucim noi. Marina, așteaptă, Marina, a strigat ursulețul. Vin și eu cu tine. Ursulețul a închis repede fereastra și a pus căciulița roșie de lână și a înfășurat furalul la gât și a luat lampionul și a ieșit alergând afară din casă. Marina, Marina, așteaptă-mă! A strigat el gâfâind. Marina a râs și l-a luat pe ursuleț în brațe. Împreună cu ceilalți copii s-a îndreptat spre piața cea mare. Ce se petrece? A întrebat ursulețul. De ce s-a adunat aici atâta lume? Pentru că vine Sfântul Martin, a răspuns Marina. Deodată copiii s-au oprit din cântat. Cineva a strigat. Iată-l! Ursulețul și-a întins gâtul, dar în mulțimea de oameni n-a putut să-l zărească. A sărit de la locul lui și s-a străcurat nerăbdător tot mai în față, printre picioarele copiilor și ale adulților. A văzut un om cu brațele goale stând în zăpadă. Ursulețul l-a privit mirat. De ce stă îmbrăcat, dezbrăcat în zăpadă? O să înghețe, a spus ursulețul uitându-se în sus la Marina. Fiindcă vine Sfântul Martin, i-a spus ea și apoi a început să cânte cu ceilalți. Sfântul Martin a venit prin nămeț și vânt. Ursulețul s-a uitat în jurul lui. A văzut un cal alb impunător. Pe cal stătea un bărbat care avea un coif, o sabie și o mantie roșie. O fi Sfântul Martin? S-a întrebat ursulețul un pic speriat. Cavalerul de pe cal s-a oprit în fața omului sărman, a ridicat sabia și... Ajutor! A strigat ursulețul. Nu trebuie să-ți fie teamă, l-a liniștit Marina. Este doar o piesă de teatru, sceneta cu Sfântul Martin. Apoi l-a luat pe ursuleț în brațe. Ursulețul a văzut cu uimire cum Sfântul Martin și-a tăiat mantia roșie cu sabia în două bucăți. Cu o jumătate l-a acoperit pe omul sărman care tremura de frig. Sfântul Martin este un om bun, i-a spus ursulețul Marinei. Lângă el, un băiețel a început să plângă. Lacrimile îi curgeau pe obraj. Bolborosea ceva, dar ursulețul nu înțelegea ce spunea acesta. Ce-a pățit băiețelul? A întrebat el pe Marina. Spune că și-a pierdut lampionul, i-a răspuns ea. Lampionul? A repetat ursulețul uitându-se la luminița lui. Când s-a uitat din nou în sus, Sfântul Martin îl privea drept în ochi. Ce ciudat! De ce se uită tocmai la mine? S-a gândit ursulețul. Deodată, ursulețul s-a desprins din brațele Marinei zicând. Poate să-l ia pe-al meu! I-a întins lampionul băiețelului spunându-i încet. Pentru tine! Băiatul s-a luminat la față de fericire. Marina a văzut tot ce s-a întâmplat. Bunul meu, ursuleț, i-a spus ea. Uite, îți dau lampionul meu, putem să-l ținem împreună. Apoi s-au îndreptat spre casă, murmurând cântecul Sfântului Martin. Noi mergem cu lampioanele, lampioanele merg cu noi. Noi mergem cu lampioanele, lampioanele merg cu noi. Sus în cer strălucesc stelele, iar pe pământ strălucim noi. Luminița mea o poți vedea. Noi mergem cu lampioanele. Lampioanele merg cu noi. Sus în cer strălucesc stelele, iar pe pământ strălucim noi.
Luminița e mică, o duc fără frică. Noi mergem cu lampioanele, lampioanele merg cu noi. Sus în cer strălucesc stelele, iar pe pământ strălucim noi. Luminița e arsă, mă duc acasă. Acesta este textul cântecului Sfântului Martin. Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!